Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, în plan domestic sunt posibile surprize. Relațiile cu membrii familiei te vor solicita din plin. Unele teme de discuție sunt legate fie de sănătatea precară a unei rude, fie de faptul că ești foarte ocupat cu sarcinile de serviciu și astfel îți neglijezi atât sănătatea cât și îndatoririle gospodărești. Taur, se conturează o zi interesantă la capitolul relaționare cu persoanele din anturajul apropiat. Puneți în ordine documentele, informează-te asupra chestiunilor personale și profesionale care te frământă de ceva vreme și ia legătura cu cei dragi pe care nu i-ai mai văzut sau nu i-ai mai auzit de mult. Gemeni, sunt posibile răsturnări în plan financiar. Pe de o parte este rău să primești bani, bunuri sau favoruri dintr-o activitate profesională, însă în același timp pot apărea cheltuieli neprevăzute care să depășească bugetul actual disponibil. Rac, ești foarte energic și dornic de a rezolva toate treburile restante. Minunat este că ți se vor crea contexte potrivite, astfel încât să demarezi tot ce îți propui, însă fii prudent vis-a-vis de comunicare. Există riscul să vorbești mult, pe tonuri ridicate și cu persoane nepotrivite. Leu, ziua este favorabilă pentru activități ușoare și discreție. Sănătatea este vulnerabilă, de aceea fii prudent și îngrijește-te ceva mai mult. Totuși, pe cât posibil, evită consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Cu puțin efort și bunăvoință, îți poți fi cel mai potrivit terapeut. Fecioară, relaționarea cu prietenii este tensionată datorită combativității care te cuprinde pe neașteptate. Sunt momente în care ar trebui să fii ceva mai înțelegător cu ceilalți, chiar dacă poate unii te agasează cu părerile sau treburile lor. Balanță, ești o mică vedetă în plan profesional, posibil chiar să fii implicată în activități de anvergură în care responsabilitățile deosebite să stea pe umerii tăi. Dozează-ți eforturile, fii atent la detaliile evenimentelor pentru că în umbră există conflicte. Scorpion, sunt momente favorabile pentru a te ocupa de călătorii, de studii, de îmbogățirea bagajului tău educativ. Temele filozofice, abordarea unui stil de viață deosebit, bazat pe o nouă filozofie, te atrag în mod special. Săgetător, ești preocupat de chestiunile financiare comune cu partenerul de viață, de afaceri sau colaboratorii. Se pare că ești destul de îngrijorat vis-a-vis de muncă și implicațiile ei, mai ales de banii pe care îi obții deocamdată din activitatea profesională pe care o desfășori. Capricorn, relațiile cu ceilalți sunt tensionate datorită diferențelor de opinie foarte accentuate. Este bine să asculți și ceea ce au de spus ceilalți și să le acorzi circumstanțe atenuante. Pe de altă parte, uită-te atent la parteneriatele în care ești implicat. Vărsător, este forfăt în sfera profesională. Animozitățile colegiale au la bază veniturile, favorurile sau chiar condițiile de muncă comune. Fii prudent și îndeplinește-ți sarcinile de lucru corect și la timp. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă, fiind nevoie să te îngrijești atent și să-ți dozezi eforturile. Pești, relațiile sentimentale și cele cu copiii sunt surprinzătoare. Acordă-le atenția necesară pentru că există resentimente adunate care pot izbucni în orice moment, poate datorită faptului că tu ești foarte implicat în activități profesionale și ai puțin timp și chef pentru cei dragi. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea un weekend minunat!